O minge, o bicicletă sau un calculator sunt jucării banale pentru unii copii, însă nu și pentru cei din familiile sărace care nu pot decât să viseze la ele. În preajma Zilei Internaționale a Copiilor, Fundația de Binefacere Caritas Moldova a lansat campania Culege visurile copilăriei. Am nevoie de bicicletă ca să merg la magazin. Andreea, din raionul Sângerei, își dorește o bicicletă de culoare albastră, nu pentru plimbări, ci pentru a merge la cumpărături. Și asta deoarece în localitatea sa nu există un magazin. Dinainte, în coș unde se pot pune ceea ce voi procura. Astfel de mesaje au umplut cutiile poștale ale Fundației Caritas. Angajații citesc scrisorile cu lacrimi în ochi și fac tot posibilul pentru a realiza măcar o parte dintre dorințe. Aici o chitară, pentru că chitară voi ne dăm instrument și ce mă voi igra chitară, adică ideea могут петь. Если вы дадите мне гитару, то я помолюсь, чтобы Бог дал вам самые веселые дни на земле. Până acum, organizatorii campaniei au bucurat 20 de copii, însă aproape 200 așteaptă o jucărie sau un gadget. Cel mai des, copiii vor un telefon sau un calculator pentru a face lecțiile online. Din păcate, în aceste vremuri de pandemie, acești copii sunt cu atât mai tare loviți de sărăcie, de probleme, de lipsa posibilităților materiale, financiare și așa mai departe. Pentru că visele pot fi irealizabile, copiii sunt rugați să-și aleagă cu grijă ceea ce își doresc cu adevărat. I-am rugat să își pună fantezia la contribuție și să scrie ce consideră că ar contribui la viitorul lor cu adevărat. Acel vis care consideră ei că le-ar schimba, iată, de mâine, dacă s-ar îndeplini viața lor, ar lua o altă întorsătură. Anul trecut, campania Culege visurile copilăriei s-a desfășurat doar în municipiul Chișinău și a îndeplinit dorințele a 57 de copii.